și mă bucur să o pot invita în continuare alături de noi pe doamna Mihaela Mitroi, care este pe de-o parte președintele CONAF București și organizatoarea, desigur, alături de echipa domniei sale a acestei etape a Maratonului de Educație Antreprenorială, dar și CEO la Global Tax Advice. Mihaela Mitroi. Mersi. Mă bucur să te văd, Adrian. Ne-am văzut de nenumărate ori în alte ocazii, emisiuni economice. Ce vreau să vă spun? În primul rând, ai spus tu tot despre ANA și despre CONAF și despre faptul că am organizat acest eveniment care, să știți, pentru noi este extrem de important, pentru că chiar simțim că prin acest maraton putem schimba lumea, adică este un mare început pentru un viitor al vostru. Știți, antreprenoriatul nu este numai a începe o afacere nouă. Mă duc, înființez o companie și asta e tot. Antreprenoriatul este despre schimbare de mentalitate. Înseamnă tenacitate, înseamnă reziliență, înseamnă asumarea de riscuri. Antreprenoriatul înseamnă cu mult mai mult decât o simplu SRL pe care îl înființați. Și tocmai asta căutăm noi să vă arătăm dumneavoastră prin aceste evenimente pe care le organizăm. Vreau să știți că e foarte interesant, un studiu arată că tinerii români cu educație universitară, aproape 80% dintre ei au o atitudine foarte pozitivă despre antreprenoriat. Este un lucru minunat, sunt încântată să văd asemenea statistici, gândindu-mă la unde era România acum 20 de ani. Și mai mult decât atât, vedeți foarte bine că avem exemple extrem de pozitive în jurul nostru. Uitați-vă la companiile care au mare succes, UiPath, Bitdefender, Fan, avem aici Fan Curier, companii care au avut succes și care au pornit, avem exemplu membru juriului care ne poate povesti, dacă are timp, în câteva cuvinte, cum au pornit. Este inimaginabil unde putem să ajungem. Eu vreau să vă mulțumesc încă o dată că sunteți aici și vă asigur că noi, CONAF, împreună cu ANA și împreună cu Ministerul Educației și Inspectoratul Școlar, vom continua asemenea programe pentru că vrem, într-adevăr, să vă ajutăm pe dumneavoastră. Vă mulțumesc și haideți să înceapă evenimentul. Vreau, nu în ultimul rând, sigur, aș vrea să dăm cuvântul domnului rector. Sigur că da. Tu ești cel care vei face această introducere. Sigur că da. Pentru că cred că e foarte important și simbolistic a locului în care ne aflăm astăzi. A spus și doamna Intotero, la cea mai importantă facultate de drept de aici din țară, la Universitatea București, una dintre cele mai prestigioase universități din această parte a Europei, și sunt convins că în aspirațiile voastre de antreprenori, cu spiritul inovativ, cu creativitatea, cu energia pe care le aveți cu toții la vârsta asta, v-ați gândit de multe ori atunci când erați și sunteți în școală, domnule, dar la ce o să-mi folosească asta în viață? Probabil, și să știți că în locul vostru fiind, acum foarte mulți ani, mi-am pus aceeași întrebare. Și în principiu, în mod direct, multe dintre lucrurile pe care le învățați, poate că nu le veți aplica direct. În schimb, indirect, școala și apoi universitatea este ceea ce vă dă antrenamentul necesar pentru a putea fi disciplinați și consecvenți. Pentru că dincolo de plăcere și pricepere, este exact ceea ce cere o rețetă antreprenorială echilibrată.